Beneficiile ceaiului de crizantemă. S-a aflat de ce este bine să-l consumați. Crizantema, una dintre cele mai frumoase flori ale toamnei, are numeroase avantaje dacă este consumată. Crizantema este utilizată în industria cosmetică, în arta culinară, dar și în medicina tradițională, în tratarea diferitelor afecțiuni ale sistemului nervos, în reglarea metabolismului și pentru fortificarea sistemului imunitar, în boala Parkinson pentru combaterea bolilor articulare sau ale aparatului respirator. Dacă sunteți în căutarea unei băuturi răcoritoare și sănătoase, ar fi bine să încercați. Dacă nu ați făcut-o până acum, ceaiul din flori de crizantemă. Iată care sunt cele mai importante beneficii ale acestui ceai. Ceaiul de crizanteme ar putea fi un remediu antistres. Această infuzie parfumată este apreciată pentru proprietățile sale calmante, ajutând la calmarea nervilor și la relaxare, după o zi lungă și stresantă. Beneficiile ceaiului de crizantemă ar putea fi cel mai bun prieten al ochilor. Încărcat cu antioxidanți precum beta-caroten și luteină, se spune că acest ceai susține o vedere sănătoasă și combate disconfortul cauzat de oboseala ochilor la cei care stau mult în fața ecranelor calculatoarelor. Ceaiul de crizantemă ne poate întări imunitatea. Plin de vitamine și minerale, inclusiv vitamina C, acest ceai poate întări apărarea organismului, mai ales în sezonul rece când ne confruntăm cu viroze și răceli. Ceaiul de crizantemă poate ajuta la reglarea naturală a temperaturii corpului. Este o modalitate excelentă de a rămâne hidratat în timp, ce te bucuri de o explozie de aromă florală. Cu potențialul său de a atenua congestia și de a promova o funcție respiratorie sănătoasă, acest ceai este ideal când se schimbă anotimpurile. Ceaiul de crizantemă nu este doar o băutură încântătoare, este o comoară de wellness. Cu proprietățile sale calmante de stimularea imunității și de susținerea digestiei, această băutură florală și-a câștigat pe bună dreptate locul ca remediu pe bază de plante. Peste o mână de petale de crizantemă se toarnă jumătate de litru de apă clocotită. Recipientul se acoperă și se lasă la infuzat timp de 30 de minute. Se poate îndulci cu miere după gust. Acest ceai băut seara înainte de culcare timp de 2-3 săptămâni. Relatează capital.ro.